Bună, fetelor, și bine v-am regăsit! Am lipsit o perioadă și cu greu o să-mi găsesc cuvintele, cu siguranță, pentru că așa se întâmplă când nu filmez des. Vreau să vă spun că am avut niște clipuri filmate în avans, am pus unul pentru membrii, am pus unul public, le-am editat acum și le-am pus. Le-ați văzut deja. Ideea e că încep să filmez din nou. Astăzi vreau să continui seria de declutter. Sunt multe parfumuri la care vreau să renunț. Știți că mie îmi place foarte mult să testez parfumuri, să cunosc parfumuri, să cumpăr blind, să descopăr parfumuri, să experimentez, să cunosc arome noi și cumpăr destul de multe, însă nu toate rămân în colecția mea. Sunt unele de care nu m-aș despărți acum, însă cu siguranță la un moment dat preferințele noastre se mai schimbă și mergem probabil în alte direcții, atunci mai renunțăm la unele. Da, nu știu dacă sunt cât de cât coerentă, dar sper să înțelegeți ce vreau să spun. Chiar am aici un parfum care a intrat recent în colecția mea, de fapt sunt mai multe, dar v-am mai spus despre ele. Ei bine, despre unul cu siguranță nu vă așteptați să plece din colecție, dar o să vă spun la fiecare în parte de ce pleacă. O să încep cu unul despre care voi știți deja că nu m-a încântat de la început foarte tare. Este vorba despre Zara A Sweet Pastry in Paris. Este un parfum prăjituros, așa, destul de sintetic. V-am spus că asta mă deranjează la el și cred că nu-mi place lămâia din el. Nu prea. Combinația asta nu mă bucură, nu-mi place să-l port. Adică este o lămâie cu zahăr, așa pe o bază prăjituroasă. Nu m-am înțeles cu el, așa că o să plece din colecție. Știu că este un parfum destul de căutat, dar da, dacă mie nu îmi place, asta este. Un alt parfum pe care voi cred că nici nu l-ați văzut într-un haul este acest Clean Skin. Pe acesta l-am comandat din greșeală, pentru că am vrut să iau, o să vă pun eu pe ecran, clean-ul acela cu pralină, pe acela am vrut să-l iau, însă l-am comandat pe acesta pentru că denumirile au fost puțin ciudate și n-am știut exact care este. Eu mă așteptam ca acesta să fie un parfum proaspăt, clean, așa cum îi spune și denumirea. Chiar este un parfum moscat, floral, curat, plăcut, perfect pentru perioada caldă, oricum, dar foarte cozy, așa. Merge și acum purtat, dar nu este chiar ceva ce vreau să păstrez în colecție, pentru că am destul de multe parfumuri proaspete din toate categoriile. Curate fresh, curate proaspete, curate citrice. Cumva acesta se duce în zona aia de așternuturi curate. Miroase bine, este plăcut, dar nu are rost să rămână și el în colecția mea pentru că am destul de multe. În continuare îmi doresc să testez Clean, acela cu pralină. O să vă pun pe ecran poza, că nu știu exact cum se numesc, de aceea am și greșit denumirea. Trecem mai departe la un parfum pe care l-ați văzut în clipul trecut, dacă nu mă înșel, da, l-ați văzut în haul și v-am spus de atunci că sunt hotărâtă să renunț la el pentru că nu, chiar nu îmi place, nu mi se potrivește, este un parfum puternic, chiar dacă este o apă de toaletă, este persistent, este intens, dar are o floare de tiară care mă deranjează pe mine. V-am zis că mă duce cu gândul la Plumeria. Este un parfum floral tropical. Are o tiară naturală, foarte evidențiată în parfumul acesta. Nu este ceva ce aș folosi cu siguranță. Și despre acesta v-am spus că o să plece din colecția mea, este vorba despre Lady Wood, Lady Jewelry, Eau de Parfum, Elixir, nu știu ce, are 100 de mililitri,
Este un parfum cu trandafir, cu condimentat, cu piele. Este foarte puternic, nu este genul meu de parfum. O să vedeți că mai am unul în colecție care mă duce cumva cu gândul tot la acesta. Este proaspăt condimentat, trandafiros, cu piele, cu ud. Este un parfum elegant, este puternic, este plăcut, dar potrivit pentru cineva care iubește această combinație de note. Pentru mine nu este cea mai fericită, așa că o să plece din colecție. Un alt parfum care cred că o să plece din colecția mea este Nebras. V-am zis la un moment dat, de fapt când l-am cumpărat v-am spus că nu mi se pare că miroase așa cum trebuie. L-am lăsat la macerat și într-adevăr parfumul într-o lună cam așa a devenit intens, a devenit parfumul acela pe care îmi doream eu să-l simt. Însă, îmi place foarte mult deschiderea, îmi place foarte mult cum se dezvoltă, miroase bine, este dulce, este ciocolatos și fructat în același timp, dar când se usucă, are un miros ciudățel așa, nu știu, lemnos cumva, oricum nu este destul de puternic, persistă foarte bine, dar v-am zis, în uscare ceva nu-mi place și nu mai vreau să țin în colecție parfumuri dacă nu îmi plac 100% de la început până la sfârșit, pentru că am destul de multe și dacă mă deranjează, chiar am avut așa intenția să îl folosesc, m-am gândit, oh, dar miroase apoi ceva ce nu mă încântă foarte tare și da, poate să fie o chestie de pH, poate să fie o chestie de preferințe. În continuare recomand parfumul acesta, este foarte frumos pentru persoanele care iubesc parfumurile gurmande, parfumurile dulci. Este un parfum frumos, doar că ceva mă deranjează pe mine și o să renunț la el. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este acest Bullshit de la Yuvo. Este un parfum cu piper de Sichuan și citrice în deschidere. În mijloc are flori și în bază are mosc, boabe tonka, vanilie și lemn de guaiac. Este un parfum cozy, lemnos, plăcut. Îl am în colecția mea de anul trecut și am observat că în tot acest timp, de câte ori l-am folosit, uneori mi-a plăcut foarte mult și uneori nu prea m-a încântat. Este așa un love-hate pentru mine, dar, ce să zic, este un parfum lemnos și cozy, cremos, așa. E plăcut, dar nu prea am întins mâna după el, așa că o să renunț la el. M-am hotărât să renunț și la Putin de Palace, asta pentru că este un parfum care mi-a plăcut foarte mult la început, acum mă duc în alte direcții, deci preferințele se schimbă, știți cum e, acum sunt într-o perioadă cu parfumuri dulci, gurmande, foarte girly, așa foarte prințesistice și acesta nu mi se mai potrivește. L-am purtat, mi-a plăcut, m-am bucurat de el, însă este momentul să plece pentru că nu l-am mai folosit de foarte mult timp, cred că de anul trecut. Anul trecut l-am folosit atât. Și da, o să plece din colecție. O să plece din colecție și Palo Santo de la Carner Barcelona. Nu mă pot înțelege cu parfumul acesta. Am avut impresia că este destul de slăbuț așa și finuț. Pe piele el se dezvoltă frumos, se încălzește, devine așa un pic gurmand, dar când îl folosesc normal în ploaie, cum folosesc normal parfumurile, cumva pe haine, izul acela buzii rămâne destul de mult timp.
Pe piele am observat că se deschide cu izul acela de pălincuță, că v-am mai spus eu într-un video, dar trece repede mirosul. Ei bine, când îl folosesc normal, bine, am și abuzat la un moment dat, m-am dat cu foarte mult și când mi-a venit mirosul acela de pălincă, de țuică, de ciofi, nu, mie nu mi se potrivește parfumul acesta. Mi-ar fi plăcut să fie așa cum îmi imaginam, dar nu este un parfum pentru mine, așa că o să plece din colecție. Următorul parfum a mai fost în colecția mea și cred că mai am puțin într-o sticlă. Este Versace Woman. Este un parfum floral, fructat, proaspăt, acvatic. Cred că are izul acela acvatic de la Lotus. Și este muscat. Este un parfum curat, feminin, proaspăt, potrivit pentru perioada caldă. Cred că nu are rost să rămână la mine în colecție pentru că l-am mai avut. V-am zis că mai am puțin într-o sticlă. Nu este genul de parfum după care eu să întind mâna cu siguranță, așa că am zis să nu mai țin și această sticlă degeaba. Ei bine, am ajuns și la parfumul la care m-am decis cu greu să renunț. Este vorba despre Panetone. L-am așteptat atât de mult, m-a încântat atât de tare, mi-a plăcut atât de mult că este altceva, că este diferit, că este un panetone așa făcut într-un mod artistic. Și când l-am purtat odată, mi-a plăcut, chiar am fost foarte încântată. Apoi mi-am dat seama că mă cam mint singură, da, și că nu este gurmandul acela. Bine, el nu este un parfum gurmand, dar când te gândești la panetone, nu știu, te gândești la un cozonăcel, te duci cu gândul într-o altă direcție. Noi am mai vorbit și în privat, fetele care și îl doreau și ele în colecție, m-au întrebat despre el și eu le-am spus că dacă îți plac parfumurile gurmande, acesta nu este panetonele acela la care te-ai aștepta. Și eu am, cum să zic, m-am bucurat că încerc ceva nou. Nu este ceva care m-a supărat, faptul că l-am luat blind și că l-am așteptat atât și nu știu ce, nu. Pur și simplu mă bucur că am avut ocazia să testez altceva, să testez un parfum unic, să testez un parfum frumos și artistic, așa, după cum vă spuneam. Însă, când vine vorba de purtat, nu mă atrage 100%, nu, clar nu mă regăsesc în parfumul acesta, adică nu este genul meu. Pe o parte mă duce cu gândul la panetone, care este ceva de purtat de Crăciun. Pe de altă parte, așa spunea toată lumea oricum, că este parfumul perfect pentru Crăciun și este, nu zic că nu. Dar nu poți să iei un parfum pe care să-l porți doar de Crăciun. Eu v-am spus și în clipul trecut că pe mine nu mă duce cu gândul la sărbătorile de iarnă neapărat, pentru că el se transformă într-un parfum așa proaspăt, un pic citric, aromatic, floral la un moment dat, că are în deschidere un miros așa ca și cum ar fi o crustă de panetone, o crustă uscată, dulceagă puțin. Nu este un parfum dulce, asta clar. Da, este interesant. Este interesant dacă vrei altceva, așa cum am vrut și eu, doar că purtându-l mi-am dat seama că nu este chiar un parfum potrivit pentru mine. Și după cum ați văzut, mie îmi plac parfumurile de nișă pe care le-ar purta mai multă lume și pe care le-ar alege mai multă lume. Nu neapărat mă duc în zona asta de parfum de nișă.
ciudat. Acesta v-am spus și în clipul trecut că este un parfum mai ciudățel. Și chiar așa mi se pare că este mai ciudățel. Miroase bine. Este interesant. Dar nu mă văd purtându-l prea mult și nu are rost să rămână în colecția mea. Oricum, știți că eu fac seria aceasta și voi face lunar seria aceasta. O să, în continuare, o să cumpăr parfumuri blind, în continuare o să vreau să descoper parfumuri noi, însă unele rămân, altele pleacă. Așa cum va fi și cu Panettone. Mi-am dat seama că acesta este genul meu de, cum să zic, de content creator. Vreau să experimentez, nu vreau neapărat să strâng o colecție de parfumuri, să nu mai am loc de ele, oricum nu mai am loc de ele, dar vreau să descoper mereu parfumuri și ce să facem, asta e nebunia mea. Așa o să fac în continuare, o să vreau să descoper, o să vreau să testez și parfumuri mai deosebite și parfumuri mai ciudate, vreau să le analizez, să văd cum sunt și dacă nu mi se potrivesc 100%, pleacă din colecție. Ok, și ultimul parfum la care vreau să renunț este acest Aquarabia Camouflage. Este un parfum foarte puternic, frumos, mai ales dacă vă plac parfumurile astea orientale puternice, dar eu una l-am purtat, îmi place foarte mult cum se dezvoltă, are un atomizor super super bun. Este foarte puternic, se dezvoltă frumos, doar că nu mă regăsesc 100% în el, așa că nici nu am întins mâna după el. Cumva mă duce cu gândul la parfumurile de la My Geisha. Mă duce cu gândul la cannabis și deși nu este listată nota asta de cannabis, nota asta verde sau nu știu. Mai sunt și altele de genul ăsta. Eu am mai testat și alte parfumuri și am simțit un iz așa verde mai ciudățel așa și mai un pic mai greoi, ca să zic așa. Deci el are ca și note bergamot și morcov, semințe de morcov, dar am simțit semințele de morcov în alte parfumuri altfel. Eu una nu prea cred că nu, cumva notele nu spun nimic despre mirosul acestui parfum din punctul meu de vedere. Avem în mijloc lemn de cedru și încă ceva ce nu știu, nu știu ce este, și în bază avem cașmir, santal și chihlimbar. Se dezvoltă frumos, deschiderea este mai greoaie, mai verzulie, așa ciudățică, cum să zic, verzulie balsamică cumva. Nu știu, este un parfum unisex, interesant. Se duce înspre bărbătesc, mai ales în deschidere, pentru mine, știți că mie îmi plac parfumurile foarte feminine, și acesta este unisex, și Panettone este unisex, și acesta de la Yuvo este un parfum unisex, și Palo Santo, multe dintre parfumurile pe care le vedeți astăzi sunt unisex. Da, o să renunț și la acesta și cam atât. Acesta este ultimul. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Trebuie să aveți un pic de răbdare cu mine până îmi revin și intru în ritmul meu. Da, vă mulțumesc pentru vizionare. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Dacă vreți să vedeți și clipurile suplimentare, aveți acolo 4 tipuri de abonament. Puteți să vă și alăturați dacă vă doriți să susțineți acest canal și
să vedeți și clipurile suplimentare. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Până data viitoare, v-am pupat. Pa, pa!